Să-mi faceți un semn că nu o să putem începe. Bună ziua tuturor! Mulțumim că ați dat curs invitației noastre să vorbim despre un subiect destul de sensibil. O temă care pentru prima dată a fost ridicată de către colegii mei din platforma Demnitate și Adevăr încă în 2019. Vineri am organizat un live pe rețelele de socializare în legătură cu anumite acțiuni care au avut loc în Chișinău, legate de anumite manifestații sau acțiuni care au un caracter de destabilizare în Republica Moldova și toate au tangență directă sau indirectă cu partidul politic Șor. Așa cum am spus vineri, astăzi Platforma Divinitate și Adevăr a pregătit un demers în adresa Ministerului Justiției, care va fi depus astăzi, în care se va solicita onorarea obligațiunilor de serviciu din partea Ministerului Justiției și aplicarea articolului 21 din lege privind activitatea partidelor politice, ce se referă la limitarea activității partidelor politice. Republica Moldova este bulversată de mesaje apocaliptice în legătură cu ultimele evenimente ce indică la pregătirea unor destabilizări. Ținând cont că toate aceste acțiuni, cât și liderii sau mijloacele financiare folosite pentru pregătirea unor asemenea scenarii au legături directe sau indirecte cu partidul politic Șor, Platforma Demnitate și Adevăr reiterează despre necesitatea aplicării de către Ministerul Justiției din Republica Moldova articolului 21 din legea privind partidele politice. În acest context, reiterăm că partidul politic Șor recidivează în încălcarea legislației, fără a fi luate măsurile necesare din partea organelor abilitate prin legea de a curma folosirea practicilor de încălcare a legislației și compromiterea prin neglijență sau lipsă de atitudine din partea Ministerului Justiției a tuturor instituțiilor statului ce au drept obligații aplicarea legislației conexe activității partidelor politice. Reiterăm faptul că încă pe 25 septembrie 2019, deputatele Platformei Demnitate și Adevăr, Maria Ciobanu și Stella Macar, au depus o sesizare în adresa Ministerului Justiției de atunci condus de către Olesea Stamat privind aplicarea acestui articol 21 și limitarea activității partidului politic Șor pentru încălcarea legislației atât electorale cât și legislației penale. Dacă vorbim de legislația electorală, un șir de încălcări cărora le vom da citire mai târziu, cât și legislației penale ce se referă la coruperea alegătorilor. Totodată, în această sesizare se menționează despre implicarea partidului politic Șor în tentativa de uzurpare a puterii în stat care a avut loc între perioada 7-14 iunie 2019, cât și despre implicarea tuturor liderilor acestui partid politic în frauda bancară, cât și în numeroase crime descrise de către, inclusiv în sesizările de ridicare a imunității parlamentare de către Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne și Serviciul de Informații și Securitate. Din păcate, acest demers a fost neglijat de către Ministerul Justiției în 2019. Dacă s-ar fi aplicat atunci, astăzi nu am mai fi discutat despre folosirea acestui partid, aceste entități juridice pe post de sperietoare sau pe post de o unealtă în provocarea anumitor destabilizări în societatea din Republica Moldova. Făcând turul raioanelor, discutând ultima perioadă cu foarte mulți oameni, în special din satele Republicii Moldova, constatăm o imagine extrem de tristă. Oamenii sunt speriați, oamenii au grija altor probleme decât cele politice discutate în ultima perioadă la Chișinău. Și agenda publică, din păcate, în Republica Moldova este împărțită între două subiecte, PAS și Partidul Șor, sau anumite destabilizări provocate de acest partid. Și în acest context, oamenii se întreabă, de ce nu se iau toate măsurile legale pentru, dacă
se vorbește în spațiu public despre aceste lucruri, de ce nu se iau toate măsurile legale pentru oprire sau contracararea acestor acțiuni? De ce nu se blochează sursele financiare din care sunt plătite aceste acțiuni, transportarea oamenilor la Chișinău, coruperea oamenilor în teritoriu, coruperea primarilor în teritoriu și așa mai departe? Câteva incursiune istorică în baza muncii pe care au depus-o deputații fracțiunii Platforma Demnitate și Adevăr încă în anii 2019-2020 în Parlamentul Republicii Moldova și prin insistența noastră către Ministerul Justiției, Parlamentul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Moldova de a sesiza Curtea Constituțională a Republicii Moldova în vederea declarării ca fiind neconstituțională acestei entități juridice. Istoricul partidului politic Șor, în forma sa ilegală, datează cu momentul folosirii acestui partid politic ca entitate juridică de către controversatul om de afaceri Ilan Șor. În această sesizare vom demonstra că partidul politic Șor contestat este doar o unealtă, participând în rând cu beneficiarii entității respective în acte ilegale, ce avea menirea să aducă avantaje personale grupului criminal organizat. Noțiune foarte des folosită în toate actele parvenite de la instituțiile abilitate a statului, cum ar fi Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne și Serviciul de Informații și Securitate, acest grup condus de către Ilan Șor. Partidul politic Șor a fost constituit la data de 13 iunie 1998 sub denumirea Mișcarea Socială Politică Republicană Ravnopravie, condusă de către Valerii Limenko. La 21 mai 2015, omul de afaceri Ilan Șor a fost înregistrat în cursă electorală pentru funcția de primar al orașului Orhei din partea Mișcării Ravnopravie, în pofida statutului de bănuit pe care îl avea în dosarele deschise pe marginea furtului de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. Sub pretextul înregistrării în calitate de candidat, Ilan Șor, la data de 22 mai 2015, obține eliberarea de sub control judiciar, iar la 14 iunie 2015, controversatul om de afaceri câștigă alegerile fiind ales la funcția de primar al orașului Orhei. Contextul politic în urma căruia au fost desfășurate alegerile locale din 2015 a fost profund viciate. În urma mai multor scandaluri politice legate de frauda bancară și de aplicarea selectivă a legislației electorale. Conform raportului final al OSCE privind alegerile locale din 14 și 28 iunie 2015, au fost depistate câteva situații de implementare diferită a celorlalți prevederi legale care au stârnit îngrijorări privind aplicarea selectivă a legii și, mai bine de zis, favorizarea acestui concurent electoral. Conform observatorilor naționali, în raportul numărul 4 al Convenției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte, pentru perioada între 15 și 24 iunie 2015, au fost depistate mai multe încălcări ale legislației comise de către candidatul la funcția de primar al orașului Orhei și partidul din numele căruia a fost candidat la funcția de primar. Astfel, observatorii naționale au sesizat cel puțin două concerte și focuri de artificii neraportate. Sigur că nu a fost absolut niciun fel de justificare în raport cu organizarea acestor evenimente care au avut în exclusivitate o tentă electorală. Prin cele de mai sus, se reconfirmă ideea precum că partidul și expunerea politică au fost folosite drept temei pentru a se exonera de la consecințele juridice, iar faptele penale care au fost imputate lui Ilan Șor fiind catalogate de cel din urmă drept presiuni politice. În acele momente, Ilan Șor, având statut de bănuit în dosarul fraudei bancare, înțelege avantajele implicării politice pentru a se exonera de la anumite consecințe juridice și la 19 iunie 2016, Ilan Șor a fost ales în calitate de președinte al Mișcării Ravnopravie. Nou lider al Mișcării Ravnopravie, Ilan Șor, aflat în arest la domiciliu, s-a adresat delegațiilor la Congres prin intermediul avocaților săi și a menționat despre reformarea structurii politice. Sub conducerea noului președinte, în vara toamna anului 2016, conform site-ului partidului contestat, a fost elaborat un plan de reformare radicală a organizației politice și sporirea semnificativă a influenței politice.
Deși au fost anunțate planuri ambițioase, programul partidului rămâne neschimbat și are o singură pagină, arătând că adevărata intenție a partidului nu este nimic altceva decât a asigura oarecare protecție politică și nu doar pentru un grup de persoane care la ziua de azi sunt figuranți în dosare penale intentate de către procuratură. Din 2015, odată cu venirea controversatului om de afaceri Ilan Șor în politică, partidul politic Șor comite mai multe ilegalități de către Comisia Electorală, depistate de către Comisia Electorală Centrală și confirmate de instanța de judecată. Astfel, în toate scrutinile electorale la care a participat partidul respectiv, au fost constatate mai multe încălcări la care vom face trimitere. Și aici sunt, cred că în jur de 4 pagini descrise despre încălcările electorale pe parcursul acestei perioade depistate de către Comisia Electorală Centrală, de către concurenții electorali. Nu o să le dăm citire tuturor pentru că sunt foarte multe, chiar dacă au fost descrise pe scurt, ci ne vom axa doar la principalele momente, și anume că acest partid recidivează în încălcarea legislației electorale fără a suporta consecințele legale și fără a urma deciziile corespunzătoare din partea organelor abilitate ale statului. Totodată, vrem să menționăm că acest partid s-a remarcat nu doar prin încălcarea legislației electorale, nedeclararea sumelor financiare din care au fost suportată cheltuielile pentru campanie electorală și așa mai departe. Vrem să ne remarcăm că acest partid politic sunt sesizări și constatări de încălcare și inclusiv a legislației penale. Cel mai elocvent caz este încălcarea legislației penale la articolul ce vizează coruperea alegătorului. Numeroase clipuri video, inclusiv pe rețelele de socializare la care facem trimitere de depistare acestor încălcări. Totodată, vrem să ne axăm mult și la aspectul participării de către acest partid politic în uzurparea puterii în stat în perioada 7-14 iunie 2019, atunci când în Republica Moldova a existat o criză fără de precedent. Timp de o perioadă îndelungată de timp, puterea în stat a fost exercitată de către două guverne, iar acest partid politic, conform documentelor oficiale prezentate de către Procuratura Generală, de către Serviciul de Informații și Securitate și Ministerul Afacerilor Interne, a participat ca entitate juridică în blocarea instituțiilor statului pentru obstrucționarea noului guvern ales de către Parlamentul Republicii Moldova în urma unui scrutin legitim, pentru menținerea puterii în favoarea lui Vladimir Plahotniuc. Totodată, ne axăm și că și activitatea acestui partid politic la capitolul ilegalități este desfășurată și prin intermediul mai multor structuri sub denumirea Merișor. Sunt așa numitele magazine sociale, în urma căror activități, în urma cărora se adună baza de date a unor oameni nevoiași care sunt ajutați prin diferite măsuri, iar ulterior folosiți în scopuri foarte înguste, inclusiv în momentul de față, oameni care se includ în această bază de date sunt folosiți pentru ca carne de tun pentru alte acțiuni, inclusiv cele de destabilizare a situației din Republica Moldova. Totodată, dacă ne referim și la capitolul încălcarea legislației electorale, există sesizări în adresa Procuraturii Generale pentru instigarea la ură din partea acestui partid politic. Aici sunt citate din discursurile liderilor politici ale acestei entități politice, care se adresează în special în atenția Platformei de Unitate și Adevăr, în atenția PAS și în atenția jurnaliștilor incomozi, cu citate precum «Закатаем в асфальт», «Мы будем их давить, как последних мышей» și așa mai departe. Deci, aceste mesaje sunt adresate în atenția publică, în special referindu-se la
liderii Platformei de Unitate și Adevăr, la Partidul Acțiunii și Solidaritate și la jurnaliști. Am descris doar pe scurt câteva secvențe din încălcarea continuă a legislației penale, legislației electorale din partea acestui partid politic, ceea ce denotă faptul că sunt mai mult decât suficiente argumente probate de către anumite constatări ale organelor abilitate a statului, nu știu, materiale, video, înscrisuri și așa mai departe, pentru a fi prezentate în fața unei instanțe. La prima etapă, ceea ce am solicitat noi, Ministerul Justiției, pentru limitarea activității acestui partid politic în această perioadă de timp. 2. Urgentarea examinării și sesizării Curții Constituționale. Vă aduc aminte că iarăși Platforma de Unitate și Adevăr încă 2 ani în urmă a pregătit o asemenea sesizare, neavând nimeni din colegii mei dreptul de a o depune. Astăzi, fiind pas la guvernare, fiind având persoane cu funcții de răspundere și abilitate cu acest drept, cum ar fi președintele Parlamentului, Ministerul Justiției, Guvernul Republicii Moldova, președintele statului, procurorul general, de a depune o asemenea sesizare, au depus-o, așteptăm examinarea acesteia, chiar dacă sunt se putea și mai bine de scris o asemenea sesizare în adresa Curții Constituționale, noi am venit cu completările noastre suplimentare, cu o notă informativă în care am prezentat suplimentar la aceste materiale, probe, materiale, cât și argumentări juridice, așteptăm examinarea. Până atunci, apelul care vine din Republica Moldova, din raioanele în care am fost, oamenii au obosit de această confruntare. Dacă în fiecare zi, la televizor, ni se spune șor criminal, șor pregătește destabilizări, șor folosește bani obscuri, șor finanțează protestele și așa mai departe, întrebarea logică a oamenilor este de ce nu sunt curmate aceste acțiuni? De ce atâta neglijență din partea organelor abilitate ale statului? Și da, trebuie să constatăm, zilele trecute poliția a reacționat mult mai prudent, mult mai profesionist decât în alte perioade. Totuși, sunt câteva întrebări esențiale în raport cu toate aceste acțiuni care au loc în ultima perioadă în capitala Republicii Moldova. De ce nu sunt implicate alte structuri ale statului, cum ar fi Serviciul de Informații și Securitate? Ce se întâmplă cu dosarele penale care au fost intentate pe numele liderilor acestei grupări? Ce se întâmplă însăși cu dosarul penal privind finanțarea ilegală acestei grupări? Și așa mai departe. Sunt întrebări la care încă nu a primit răspuns nimeni din societatea din Republica Moldova. Totodată, reiterăm că după prezentarea acestui demers în adresa Ministerului Justiției pentru a-și onora atribuțiile de serviciu și a limita activitatea partidului politic șor cu consecințele de rigoare, dacă, repet, conform articolului 21 din legea privind partidele politice, dacă nu se iau toate măsurile pentru încetarea încălcării legislație de către o entitate, partid politic și așa mai departe, urmează alte consecințe, inclusiv radierea forțată din registrul partidelor politice a acestui partid. Respectiv, ceea ce este nevoie în momentul de față este pur și simplu aplicarea legislației de către Ministerul Justiției al Republicii Moldova cu solicitarea urgentării examinării sesizării care a fost depusă la Curtea Constituțională. Totodată, constatăm o lipsă de atitudine în partea Parlamentului Republicii Moldova în ceea ce privește obligațiunea legislativului de a efectua controlul parlamentar asupra activității instituțiilor statului care, direct sau indirect, se află în subordinea legislativului. Și anume, dacă tot am depus mai multe demersuri, astăzi vor fi expediate primele 63 de petiții tuturor celor 63 de deputați PAS pentru a iniția un control parlamentar în vederea onorării obligațiunilor de serviciu din partea Ministerului Justiției. Și aici vorbim nu despre reforma justiției, care va fi o temă separată, de ce organele noastre ale statului nu intervin și de ce se întâmplă un haosul care se întâmplă în momentul de față în organele de justiție, dar în exclusivitate la această problemă pe nume șor, pe nume corectitudinea în activitatea partidelor politice. Să inițieze controlul parlamentar și să solicite Ministerul Justiției onorarea obligațiunilor de serviciu prin aplicarea prevederilor de la articolul 21 din legea privind partidele politice și limitarea activității acestui partid politic. Totodată, neglijența,
Neimplicarea, lipsa de atitudine din partea organelor abilitate ale statului pe parcursul acestei perioade de timp, cât noi, cei de la Platforma de Unitate și Adevăr, am scris și sesizări, și demersuri de la procuratură, oamenii noștri au fost invadați cu sute de procese penale din partea exponenților acestui partid politic. Și vă dau doar exemplu. Colegii mele, ex-deputate Stella Macar, care a primit 200 de citații în instanțele de judecată pentru faptul că a scris, când era deputată în Parlament, demersuri privind interzicerea acestui partid politic. Doar a fortificat partidul acest politic. Adus astăzi noi în spațiu public să discutăm despre provocările care se pun la cale de lideri acestui grup, de tot felul de scenarii și așa mai departe. Și asta demonstrează încă o dată că lucrurile sau deciziile corecte trebuie adoptate la timpul potrivit și nu trebuie de așteptat, hai să spunem, perpetuare situații degradante din spațiu politic. Reiterez, un alt aspect care este extrem de incomod de discutat, atât pentru partidul politic Șor, cât și pentru guvernanții care fac parte din Partidul Acțiunii și Solidaritate, se referă la magazinele Merișor. Peste 100 de magazine de acest tip activează în Republica Moldova. Sunt unelte de corupere a legătorului. În contextul acestei sărăcii lucide, evident, a fost permisă cu acordul tacit al autorităților din Republica Moldova acumularea unei baze de date de peste 200 de oameni. Acești 200 de oameni sunt beneficiarii acestor magazine, a căror număr nici nu îl găsiți nicăieri în anumite rapoarte oficiale, pentru că fac parte, sunt magazine și cu sedii, sunt magazine și mobile și așa mai departe. Pentru a nu supăra foarte mulți oameni nevoiași. Asta este strategia celor de la guvernare și nu țin cont că în activitatea acestor magazine sociale se încalcă legislația din domeniul concurenței, se corupe indirect alegătorul, oamenii sunt folosiți în alte acțiuni pe bază de sărăcie și așa mai departe și nu se întreprind absolut nici o măsură în raport cu activitatea acestor magazine. O anumită parte din activitatea acestor magazine sunt descrise inclusiv în rapoartele care au fost prezentate la Curtea Constituțională, cât și la Ministerul Justiției vor fi prezentate astăzi. Informații suplimentare mai mult decât suficiente sunt și în rapoartele Ministerul Afacerilor Interne și Serviciul de Informație și Securitate. Doar că nu se iau absolut nicio atitudine în raport cu activitatea acestor magazine. Și reiterez, dacă tot oamenii care fac parte din baza de date acumulate prin intermediul acestor magazine sociale vin la protestă în Chișinău și solicită achitarea sau neplata facturilor pentru comunale, serviciile comunale. Dacă s-ar lua măsurile cuvenite, 1. Oprirea finanțării acestor acțiuni și confiscarea averilor oamenilor care în mare parte sunt organizatorii acestor acțiuni. Dacă s-ar face ordine în tot ceea ce ține activitatea magazinelor sociale și banii care vin pentru finanțarea acestor activități, sumele confiscate ar fi mai mult decât suficiente pentru achitarea facturilor tuturor consumatorilor casnici care astăzi iese la protest. Și mai mult ca atât, tuturor consumatorilor casnici din Republica Moldova, și mai săraci și mai bogați. Dacă vor statul să le achite factura, eu spun că statul are capacitățile necesare, 1. Pentru a contracara manifestațiile ilegale, 2. A confisca averea, 3. Dacă se merge mai departe, averea confiscată ar fi suficientă pentru plata noilor tipuri de compensații la facturile de gaz, energie electrică și așa mai departe. Acum este nevoie doar de voință. Voință politică, voința celor care astăzi ocupă diferite funcții în instituțiile statului pentru a acționa și, repet, aplicarea legislației, inclusiv în activitatea partidelor politice, nu este un drept al instituțiilor. Este o obligație. Iar astăzi, din cauza neaplicării legislației, ajungem la o degradare și să discutăm subiecte mai puțin importante decât cele pe care astăzi ar trebui să le discutăm, cum ar fi criza energetică, criza economică, sărăcia, reforma sau lipsa reformei în domeniul justiției și așa mai departe. De asta rog toți cei care ne privesc, reprezentanții mass media, atunci când discutăm în contextul destabilizărilor provocate de partidul Șor, de fiecare dată să amintiți
reprezentanților guvernării să aplice legislația, să facă ordine și că ei, din anumite considerente, fie de comoditate politică, au fost cointeresați pe parcursul acestui an să menajeze într-o formă sau altă activitatea acestui partid, pentru că așa este comod, să ai o poziție atât pe interior, hoți de miliarde, oameni susținuți de Federația Rusă și așa mai departe. Doar că aceste jocuri politice, în momentul de față, sunt mult mai periculoase. Și am văzut anumite consecințe a acestor jocuri periculoase, inclusiv prin activitatea de zilele trecute făcută de Ministerul Afacerilor Interne. Respectiv, o solicitare către reprezentanții mass media. Astăzi au fost pregătite 63 de petiții în adresa deputaților PAS pentru inițierea controlului parlamentar în raport cu activitatea sau inactivitatea Ministerului Justiției. Să-i întrebați când au de gând să aplice legislația, legea privind partidele politice în raport cu limitarea activității acestui partid și limitarea acțiunilor care sunt conexe activității respective, când autoritățile noastre vor face ordine în tot ceea ce ține acumularea bazelor de date prin intermediul magazinelor sociale cu încălcarea legislației Republicii Moldova. Vă mulțumesc. Dacă nu sunt întrebări, cred că am fost foarte exhaustiv. Astăzi, repet, vor fi depusă sesizarea în adresa Ministerului Justiției. Vom reaminti că o asemenea sesizare a fost depusă încă în 2019 de către deputații platformei DA și vor fi pregătite primele 63 de petiții care vor fi puse pe masa deputaților Partidului Acțiunii și Solidaritate pentru examinarea de ce nu se aplică legislația cuvenită de către Ministerul Justiției în raport cu activitatea partidelor politice. Dacă în cel mai scurt timp nu vom primi răspuns adecvat, petiții nu vor fi 63, petiții vor fi în toată Republica Moldova, în toate organizațiile noastre de partid care vor începe o procedură amplă de colectare a semnăturilor pentru a face presiune publică asupra Ministerului Justiției, asupra parlamentarilor Republicii Moldova pentru a face ordine în legătură cu activitățile ilegale petrecute de către unele partide politice pe teritoriul Republicii Moldova. Vă mulțumim!